Astăzi a avut loc ultima dezbatere publică pentru obținerea acordului de mediu a centurii ocolitoare a orașului Gura Humorului. Următorul pas va fi aprobarea documentației de către Ministerul Transporturilor și aprobarea în guvern a indicatorilor tehnico-economici pentru a fi scoase la licitație execuția lucrărilor. Proiectul a început în anul 2021, când Consiliul Județean Suceava a încheiat un parteneriat cu Ministerul Transporturilor, iar ulterior a fost organizată licitația pentru studiul de fezabilitate. În perioada octombrie 2021-octombrie 2022 a fost elaborat studiul de fezabilitate în care a fost ales tronsonul drumului, studiul geotehnic, descărcarea arheologică și studiul de trafic. Centurile ocolitoare din câmpul lung moldovenesc, Vatra Dornei și Fălticeni sunt cu documentațiile în diferite faze la Ministerul Transporturilor.